Rația! Direcția județeană pentru cultură Galați a readus la Castrul Roman de la Sirighina festivalul Antichitas Rediviva pentru cel de-al treilea an consecutiv. Sute de spectatori au venit de la Galați și din Brăila pentru a lua parte la un spectacol extraordinar. Care dintre voi a fost ieri pe faleză, i-a văzut pe daci, pe romani, pe sarmați, pe huni, defilând aici pe malul Dunării, ca o întoarcere în timp, pentru că să știți că acum 2000 de ani, acum 1500 de ani, toți cei despre care vorbesc acum au mărșăluit pe undeva pe malul Dunării. Poate nu pe faleză, dar cu certitudine aici la malul Dunării au fost daci, au fost romani, au fost sarmați, au fost huni. Mai devreme încercam să-mi închipui cum ar fi acest festival în momentul în care toate lucrările vor fi gata aici și vom asista la altfel de spectacol. Oricum, vă felicit, îi felicit și pe cei din asociația care a fost alături de dumneavoastră. În primul rând, vă felicit pentru încăpățânarea de a ține acest festival și anul acesta. El, într-un moment, fiind în pericol, în primăvară, de a nu se mai ține. Spectacolul desfășurat pe locurile în care strămoșii noștri trăiau în urmă cu două milenii a fost asigurat de membrii asociațiilor România Dacia Casa Noastră din Constanța, Amicii Muzeului din Zalău, Asociația Culturală Tomis din Constanța și Vulturii din Călata, județul Cluj. Publicul a învățat din ce erau compuse straiele și armurile dacilor, romanilor, sarmaților și hunilor. I-au putut identifica pe soldați și pe conducători, au luat parte la simulări de lupte și au aflat poveștile gladiatorilor. Asaltul dacic n-are succes, se retrag dacii. Romanii foarte bine echipați, floric segmentate, acele segmente de metal cu armuri de zale, cu scutele mari, cu o formație bine pusă la punct, rezistă. Spectatorii au fost captivați de prezența membrilor Asociației Vulturii din Călata, aflați pentru prima oară la Galați. Reprezentându-i pe huni, aceștia au defilat călare și au executat mai multe probe de îndemânare în șa. Acum vedeți manevre, să spunem, de dexteritate, așa numita cruce, o armă care era aruncată de la apropiere oarecum, în momentul în care se apropia fie de altă unitate de cavalerie, fie de unitate de infanterie. Festivalul a fost organizat cu ajutorul voluntarilor de la Asociația Tinerii și Viitorul și împreună cu Primăria Galați. Direcția Județeană pentru Cultură, e adevărat că iată a reușit să pună pe tapet din nou acest festival, dar acest festival nu putea să atingă cotele pe care ni le doream, fără sprijinul poliției, fără sprijinul jandarmeriei, fără sprijinul poliției locale și fără sprijinul prietenilor noștri din totdeauna, cei care au fost alături de organizarea festivalurilor noastre. E vorba de Complexul Muzeal de Științele Naturii, care participă cu sonorizarea și alte materiale pentru acest festival, precum și Centrul Cultural Dunărea de Jos. Mulțumim acestor instituții pentru că ne sunt mereu aproape. După reprezentațiile date la situl arheologic, dacii, romanii, sarmații și hunii au plecat spre grădina publică din Galați, unde și-au întins taberele și au împărțit cu gălățenii o strachină de mâncare făcută ca în urmă cu 2000 de ani.